În data de 10 iulie, în jurul orei 10, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Moravița, județul Timiș, au descoperit la controlul de frontieră un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Anglia. Individul, un cetățean român în vârstă de 43 de ani, conducea un autoturism înmatriculat în România. La controlul de frontieră, în urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că autovehiculul figurează ca fiind furat alerte introduse de autoritățile din Anglia în anul 2020 cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat mijlocul de transport în Anglia și nu a mai plătit ratele. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun. Mijlocul de transport în valoare de aproximativ 82.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.